Salutare, el este Ari, are un an și 10 luni, e venit la mine. Hai la mine aici, hai de venit aici la mine. Este specia micul Alexander, este foarte blând, a fost blând de la început. Eu l-am cumpărat de la un crescător de pe OLX, a fost crescut la seringă și m-a ajutat foarte mult, chiar a fost blând de la început. Asta vă recomand și vouă să faceți, să îl cumpărați de la un crescător, căutați un crescător pe OLX sau în altă parte. Un crescător care l-a crescut la seringă sau dacă nu, îl cumpărați voi de pui și îl creșteți voi la seringă până începe să mănânce el singur. Dacă vreți să aveți un papagal blând, evitați să cumpărați din pet shop pentru că o să aveți de furcă cu ei, mai ales la această specie, pentru că este o specie foarte încăpățânată. Dacă cumpărați din pet shop, de exemplu, sunt șanse foarte, foarte mici să-i îmblânziți sau nu o să reușiți niciodată. Acum depinde cum aveți norocul. Oricum, asta recomand pentru orice specie de papagal. Să-i cumpărați de pui, de la un crescător, să fie hrănit la seringă sau să-i creșteți voi la seringă. Este cel mai important lucru. Vă mulțumim. Ia vină aici la mine. Bine, el în schimb face foarte multe prostii. Aveți o mare grijă când vă cumpărați așa ceva, să luați în considerare că face foarte multe prostii. Strică orice prin casă. Dacă nu ești atent o secundă, două, orice strică. Mare grijă, face gălăgie foarte mare, mai ales dimineața, te trezești instant, deci face o gălăgie insuportabilă, să zic așa. Mizerie multă face, ia vino la mine, hai să, nu vrei să vii la mine? Deci, când vă doriți așa ceva, aveți grijă să spun așa ce vă doriți. Vă mulțumim foarte mult!